diagnoză. Da. Aro? Proprietate personală. Am un trecut, are 40 de ani. Suntem mândri că e o mașină românească. Deci acolo scria în istorie. Deci în 1771, expediție cu membrii din Cluj, unul din București și doi din Câmpul Lung, au traversat Africa de la Oceanul Atlantic la Oceanul Indian. Era o expoziție pentru culegere date despre biologie. Ei erau de aici, de la universitate. N-am văzut consumul. Consumul 14%. Lucrați la o multinațională? Nu. Și atunci... Păi nu, că numai așa... S-au ritmat de expoziție? Nu, din când în când, odată sau de două ori pe lună. Deci aveți un... În rest e... Aveți și ceva mai actual. Și mașină de toate zilele, cum s-a zis. Și s-a făcut vreo ofertă sau dați? Nu, ați luat-o ieftin? Da. Când am luat era cam... Multe piese erau lipsă și eu zic că am luat-o chiar bine. Dar... Ați luat-o bine, ce însemnând? La un preț acceptabil. Acum, cum să zic? Cu zerouri multe? Nu, nu, 9.000 de euro. Nu, nu o sumă extraordinară mare. Dar o cealaltă mașină e Renault și nu capăt pe Renault cât iau pe asta. Dar nu mă lasă băieții să o vândesc, că nu capăt asta. Da. Unde are numai 6.000 de kilometri și mai am un motor de rezervă luat din stocul armatei, motor cu cutie, tot, care e 0 km, încă am fișa la el cum era întreținut, tot din 2 în 2 ani, regresau. Cu care mergeți în concediu? Mă, pe Renault. Nu mă lasă băieții. De cine nu vă lasă? Cel mare și cel mic. Copiii? Da. Păi da, ei n-au văzut ce design-uri trec astăzi, ce astea mașini. Acum sunt plasticuri. Asta are tablă de 1,5. Și vorba aia, are 40 de ani și e școlean, mă vezi. Cine mai cumpără astăzi produse românești? Nu știu ce mai fabricăm. Are ori desințatul. Vându-te pe un dolar. Ce se face? Ce v-a determinat să o cumpărați? De mic eram fan Aro, făceau mașini de teren. Acum mi-aș lua un Aro 10, dar nu să-l mai găsesc. De exemplu, Dusterul, numele de Duster. Dacia Aro 10 se vindea în Anglia, Dorian Ceaușescu sunt numele de Dacia Duster. Și în Italia sunt numele de Dacia 10. Și numai la noi era Aro 10, dar dincolo avea alt nume. Deci Duster, pe Duster nu l-au inventat francezii. Eu de mic mi-am plăcut mașina asta de teren și eram încântat. Păcat că multe dintre ele au dispărut. Aveți o meserie care are vreo legătură? Sincer, îmi place să meșteresc. Tot ce am completat e făcut de mine. O mașină care tot timpul trebuie să reglez pe ea, mai miroșa benzină. Vă mai încumetați să urcați pe munte, prin deșert? La vară vreau să mă opun pe muntele mare. Bun, și asta ea n-a scos-o. Nici nu simțea, cu 4-4 jumate. Și pe teren, pe cât. Da, motorul e consumul mare la el, da? Asta este. Hobby costisitor. E așa costisitor, că nu mergi în fiecare zi cu ea, iar sunt destule mașini care consumă. Și de exemplu, o Skoda 4x4, și aia ți-a 10-12%. Mă, bine, e confortul aia, nu răspundeți la aia. Ce-ți mersi numele dumneavoastră? Mersi, Petrușel Vasile.